23 pe 20. Y. Păi pe 27 sunt mulțim cu 20. Da. Ce înseamnă că 23 Y egal cu? 227 20 4554. Atunci este 54. Da. Așa. Ionii, Y cum va fi egal cu 4554 pătrat la 23. Asta este Y-ul, da? Și noi trebuie să aflăm pe X. Ne întoarcem la relația de sus. Da. Și zicem Y, nu, X egal cu X egal cu 10Y pe 11. Da. 10Y supra 11. Și noi știm că 1980 pe 11. Da. Adică 11x este egal cu 1980. Ca 100 la 8 pe 11. Da. Și cât vine? Păi x-ul egal. Împărțim pe 1980 la 11. Da. O dată. Da. 88 de 4 ori. Deci 88. 11 și 88? De 8 ori. Da. 180. 180. Așadar, spunem că X egal cu 180 lei. Întrebarea cât este X-ul? Răspunsul X egal cu 180 lei. Deci, el a făcut două mări și a plecat la 180 și a ajuns la 227,7. Da, 227,7. Bine. Vedem altă problemă. După două reduceri consecutive de prețuri, prima de 15, iar a doua de 20, un obiect costă acum 163,2 lei. Care a fost prețul inițial? Zicem, cum? Cum te rog? X preț inițial. Da. Z, Y, prima mărire. Prima reducere, s-a scăzut, ai spus. Da, prima reducere. Deci X preț inițial Y prima reducere. Prima reducere. Z a doua reducere. Z a doua reducere. Și prima reducere cu cât? 15%. 15%. Și a doua, 20%. 20%. Și H este 163,22. Noul preț este? 163,2 lei. 163,2 lei. Adică setul ăsta. Hai să zic așa, după două reduceri, asta e prețul. Da. Eu am scris că H, adică ultimul preț. Păi ultimul preț este asta. Și scriam că H egal cu Z minus Z 20. Păi, noi am dat cu Z
valoarea după ce s-a redus asta, nu? Deci pe cine scriem relația atunci? Deci sunt două reduceri, una de 15 și alta de 20. De Z-ul ăsta este fosta reducerea Y-ul minus Y minus 12 pe 100 Y. Că se scade cu 20% și prețul devine Z. E bine? Eu am scris ca să H ca să nu mă încurc. Bine. Ai zis H așa, dar Z-ul după aceea va reducea. 163,2 este egal cu Z minus 20 supra 100. Așa e bine? Da, pe e X minus din prețul ăla scad. Deci, el a fost un preț aici, da? Da. După, din prețul acela, din ăsta, să ajunge la Y, după reducere. Da. Deci Y-ul ar fi X-ul de înainte minus X pe minus 15 pe 100X. Da. Lui Y îi face două reducere. Da. Și să ajunge la Z. De ce am spus, nu-i notezi cu H că te-ai încurcat. Ok, da. Da? Noul preț ăsta este. Deci 132,2 este egal cu cine? Cu... Z este egal cu Y minus Y 20 supra 100 da. Ori Y. Corect. 163,2 egal cu Y minus 1 pe 5 ori Y. 163,2 ori 5. Așa. 163,2. 4 Y, nu? Da. Îți faci 162,2 ori 5, 0, 1, 811. 811, da? 811 egal pe 4 Y. Da. Adică Y va fi egal? 11 împărți la 4 egal cu 2. Așa. Dă cu rest. 0. 0. 2. 2,75. Da. 2,75. 75, da. 202,75. Deci l-am aflat pe Y da. În clipa de față, care este egal cu 202,75. Da. Și acum? X egal. Da. Cu Y minus. Da. 15 supra 100. Da. Ori Y. Bine. X egal cu 202,75. Hai să facem mai simplificăm. Da. Minus. 3 de, pe... Deci să locuim la sfârșit, dragule. Deci, ca să 202,75 să scriu, nu știu ce, nu are rost. Da. Deci eu îți propun să faceți scăderea de aici. Vine 3 pe... Cât? 3 pe 10. 3 pe 10. Și amplificăm cu 10, vine 10Y minus Y. Nu, 3 pe 20. Prin 5, da? Uh-huh. 20. 20Y minus 3Y, 17. Da. Și vine 17 supra 20Y. Da. Asta este X-ul. Și da. Acum înlocuim. X egal cu... Da? 17 ori... 20 ori... 200... 202. 2,75. Da. Pe X îl amplificăm cu 20. Da. Dar ce rost are? Să facem calcul. Amplificăm pe 20 și apoi pe X pe urmă. Da. Pierdem timp. 202,75 ori 17. Corect. 7 ori 5.
35, 37, 7, 40, 9 cu 3, 2, 4, 7, 2, 14, 3446,75. Cât premii? 46. 3446,75. 75 și supra 20 asta. Da. Împărțit la 20. La un 10 172,3375. Acesta este prețul inițial, 172,33. Noi suntem foarte exacti, da? Neapărat trebuie să scriem așa. Deci la matematică nu poți să, să renunți la o parte decimale. Deci egal, dacă e egal, așa trebuie să fie fost. Da. Numai așa merge procentajul. Altă problemă. Aflat într-o excursie de două zile, un elev cheltuie în prima zi 5 pe 12 din suma pe care o are. Iar în a doua zi cheltuie 3 pe 8 din suma pe care a avut-o inițial. Aflat ce sumă a avut știind că în cele două zile a cheltuit 57 de lei. Prima zi 5 pe 12. Deci notăm cu X. Suma inițială. Da, suma inițială. Cu Y? Cu Y, cât a cheltuit în prima zi? Suma? Adică 5 cu 12. Chiar cu Y. Prima. 5 pe 12 și cu 10. Adică 5 pe 12 din sumă, nu? Din da. X. Adică asta este Y. Da. Și Z? Ai zis 5 pe 12? Deci, aici descurat. Aflat într-o excursie de 2 zile, un elev cheltuie în prima zi 5 pe 7 din suma pe care o are. 5 pe 7, nu pe 12. 5 pe 12 din suma pe care o are. Da. Asta e ce cheltuie. Iar a doua zi cheltuie 3 pe 8 din suma pe care a avut-o inițial. Din tot din X. Da. Tot din X. Adică Z egal cu 3 pe 8 din X. Deci Z egal cu 3 pe 8 tot din X. Foarte important. Da. Aflați ce sumă a avut știind că în cele două zile a cheltuit 57 de lei. Deci, prima sumă și plus a doua sumă, adică X plus Y, știu că X plus Y... Egal cu 57 de lei. 57 de lei. Adică 5 supra 12 nu. Ori X... Nu. Y plus Z, poate. Y plus Z. Asta sunt sumele pe care da. Adică pot să scriu 5 pe 17 ori X. 5 pe 17... 5 pe 12, mă vreau. 5 pe 12 ori X. Plus. Plus 3 pe 8 din X. Da. Să fie egal cu... Aducem la același... 57. Aducem la același numai coar. Da. Pe primul care e numărul comun. 24. Pe primul cu 2 și pe altul cu 3. 2. Aici cu 3. Și aici cu... 24. 10X. Și cu 9, 19. Da. 19 X egal cu 57. 57 la 24. Da. Hai să vedem. Asta e ultima. 19 X egal cu 57 la 24. Hai să vedem ce facem. 1368. 1368
împărțit la 19. Da. X-ul. X este egal cu 72. X egal cu 72. Este suma pe care am avut-o. Da. Da? Ei, iată că asta e tehnica de lucrat cu procente. Sigur, dacă se știe partea teoretică pe care am prezentat acolo, totul merge la sine. Procente, asta este lecția. La revedere, dragilor! La revedere!